Vă spun încă o dată pacea Domnului și bună regăsit și cu această ocazie. Mă bucur să fim din nou împreună și să deschidem iarăși Cuvântul lui Dumnezeu, încercând și de această dată să descoperim ceea ce Domnul dorește să ne spună pentru timpurile în care trăim. Cuvântul pe care aș dori să vi-l adresez astăzi are în vedere timpurile pe care le trăim și faptul că de curând am ieșit din izolarea aceasta pe care am suferit-o în urma pandemiei de coronavirus. Cu câteva ocazii în urmă vă vorbeam și vă spuneam despre faptul că sunt atât de mulți oameni care abia așteaptă să iasă din carantină pentru că vor să se reîntoarcă la felul lor vechi de a trăi. De data aceasta aș dori să vorbim cum putem scoate ceea ce este cel mai bine din carantina prin care trecem și cum de fapt putem să ne schimbăm viețile și să ne lăsăm schimbați de Dumnezeu pentru a începe o nouă viață. Cred din tot sufletul că această criză prin care trecem este un bun mijloc de a lăsa lucrurile rele pe care le făceam înainte și a oferi un nou curs vieții noastre. De aceea, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și împreună, pe baza Scripturii, să descoperim cum putem să profităm la maxim de criza prin care trecem, în așa fel încât să devenim alți oameni. Pentru studiul de astăzi am ales să vorbesc despre experiența vieții unui mare om din Biblie. Este vorba despre Iacov. Un om care a încercat să rezolve multe lucruri prin propriile sale metode și la sfârșit a descoperit o soluție care i-a schimbat radical viața și care l-a transformat într-un alt om, o altă ființă. Vă invit cu această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Genezei de la capitolul 35 și să citim împreună, începând cu versetul 1, până la versetul 4. Cuvântul Domnului ne vorbește despre o experiență din viața lui Iacov, imediat după ce s-a întors de la socrul său Laban, s-a întors în Canaan, imediat după ce s-a întâlnit cu fratele său Esau, Dumnezeu îi adresează o rugăminte lui Iacov, de fapt îi spune să meargă într-un anumit loc și Iacov se îndreaptă către destinația indicată de Dumnezeu. Așadar, Geneza capitolul 35, de la versetul 1 în continuare, citim astfel. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și spălați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Sunt două momente esențiale din viața lui Iacov în care el se întâlnește cu Dumnezeu. Sunt două momente principale când Iacov trece pe la Betel. Momentul în care fugea de fratele său Esau, de teamă că își va pierde viața, și momentul în care se întoarce de la socrul său Laban, și imediat după ce se întâlnește cu Esau, fratele său. E bine, din experiența aceasta a lui Iacov, aș dori să învățăm câteva lecții pe care să le aplicăm și noi în viața noastră în acest context al ieșirii din carantină. Dacă această criză prin care am trecut nu ne-a învățat nimic și nu a schimbat nimic în viața noastră și am rămas în continuare aceiași oameni, n-am câștigat nimic. Pentru că următoarea criză ne va găsi la fel de nepregătiți cum ne-a găsit și aceasta. Cum putem să ieșim cu bine din această criză, să ieșim alți oameni și să începem o nouă viață? E bine, cred că această experiență a lui Iacov ne învață multe lucruri care ne sunt de folos. Sunt trei lucruri esențiale pe care aș dori să le subliniez la experiența aceasta a lui Iacov și care cred eu că se potrivesc foarte bine
la experiența prin care trecem noi astăzi și la viața noastră. Primul aspect pe care aș dori să-l subliniez și care cred că dacă l-am aplicat în viața noastră și noi am putea să ieșim alți oameni din această criză, are în vedere invitația pe care Dumnezeu i-o face lui Iacov și după aceea Iacov o adresează familiei sale. Și anume, în Geneza, capitolul 35, cu versetul 2, citim următoarele. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Nu știu ce vă atrage dumneavoastră atenția în această exprimare, însă am încercat să înțeleg ce ar însemna pentru noi astăzi să scoatem dumnezeii străini care sunt în mijlocul nostru. Și inevitabil mi-a venit în minte un gând, și anume, oamenii își aleg zeii sau dumnezeii în funcție de nevoile lor și în funcție de temerile lor. Așadar, în antichitate întâlneam zeii care se ocupau în mod principal de război și toți soldații aduceau închinare zeului respectiv. De asemenea, agricultorii se închinau zeului care aducea ploaie, zeului care proteja de furtună și care se îngrijea de recoltele lor. De asemenea, întâlneam și zeii ai petrecerilor și zeii ai vinului și al mâncării. De asemenea, putem să găsim și zeii care îi aveau în vedere în mod principal pe cei care furau. Și hoții la rândul lor zic înainte de a fura, Doamne ajută! E bine, zeii pe care Iacov i-a îngropat aici, cred eu că au în vedere felul lui Iacov de a gândi. Propria sa percepție asupra realității care era hrănită de teama lui. Și iată cum, înainte de experiența Betelului, o viață întreagă Iacov a petrecut-o încercând să blocheze planurile celorlalți. Atunci când i-a ajuns la cunoștință faptul că tatăl său avea în plan de a oferi binecuvântarea lui Esau, Iacov a căutat un alt plan la rândul său ca să blocheze pe tatăl său și să își însușească această binecuvântare pentru el însuși. De asemenea, atunci când Iacov a aflat de planurile socrului său de a-i schimba simbria și de a-l păcăli, Iacov de fiecare dată găsea propriile sale metode de a ieși câștigător. Și vă aduceți aminte de nuielele acelea pe care el le punea în apă pentru ca animalele să aducă la viață oile diferiți miei și ca simbria lui să crească. E bine, mai mult decât atât, Iacov încearcă să intuiască ceea ce fratele său dorea să facă atunci când urma să se întâlnească cu el și vroia să ia viața și încearcă să intuiască planul său și se gândește dacă va ataca o parte dintre noi, cealaltă parte să scape și în felul acesta Iacov și-a așezat în mod strategic propria familie pentru a răspunde planurilor celorlalți. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în viața lui Iacov a existat un moment Betel în care el a îngropat toți acești zei care răspundeau propriilor sale temeri și gânduri negative. E bine, observ în contextul acesta al pandemiei de coronavirus foarte mulți oameni care își creează zei și idei din planuri și idei conspiraționiste. Sunt atât de mulți oameni care încearcă să blocheze anumite planuri pe care le consideră că în mod rău intenționat alți oameni sau instituții le realizează împotriva lor și vorbesc de dimineață și până seara despre acele lucruri. La fel făcea și Iacov, încerca să blocheze planurile pe care le considera rele din partea celorlalți. Planurile tatălui său, planurile socrului său, planurile fratelui său și zi după zi
își frământa mintea cu planurile celorlalți. Și iată că același lucru îl observăm și noi astăzi în timpul acestei pandemii. Sunt atât de mulți oameni care vorbesc despre tot felul de vaccinuri, care vorbesc mai mult despre Bill Gates decât despre faptul că Dumnezeu este în controlul nostru. Ceea ce este interesant este faptul că Iacov decide să facă o schimbare cu viața lui și să îngroape acești Dumnezei ai temerii și ai grijilor. Și să vină cu adevărat la singurul Dumnezeu care este în ceruri și care are toată istoria în propriile sale mâini. Dacă în urma acestei pandemii de coronavirus, în urma acestei crize, vom ieși cu aceiași Dumnezei ai temerii și ai fricii, aceiași Dumnezei ai conspirațiilor secrete, viața noastră nu se va schimba cu nimic. Ci zi după zi vom petrece timp gândindu-ne la ce planuri mai năzuiește cel rău, la ce șiretlicuri mai caută în lumea aceasta și multe dintre ele se vor dovedi a fi nefondate. Însă dacă din această criză ne vom schimba perspectiva și vom privi către adevăratul Dumnezeu, vom realiza încă o dată faptul că El este la cârma istoriei, la cârma vieții noastre și indiferent ce ar urzi ceilalți, suntem în siguranță. Am văzut foarte mulți oameni care vorbesc despre cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Însă ceea ce este interesant este faptul că în contextul acesta al celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cei mai mulți creștini vorbesc despre 666, despre chipul care urmează să fie implantat în mâinile oamenilor, despre vaccinul care urmează să fie aplicat la nivel global, despre planurile unor societăți secrete și pierd din vedere faptul că în centru a trebuit să fie însăși persoana Domnului Iisus Hristos. Noi nu ne gândim la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos din perspectiva semnelor și ale planurilor celui rău. Ci noi așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos pentru că vrem să ne întâlnim cu Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea vă invit cu această ocazie să îngropăm în această criză zeii temerilor noastre. Să lăsăm teoriile conspiraționiste la o parte, să lăsăm cine știe ce planuri pe care organizații secrete le-ar face împotriva noastră și să ne îndreptăm ochii către Domnul Iisus Hristos pentru că pe El îl așteptăm. Și în felul acesta, la fel cum grijile și problemele lui Iacov s-au dus la o parte, la fel și sufletul nostru va fi inundat de speranță și de dorința arzătoare de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Așadar, să îngropăm zeii aceștia străini ai teoriilor conspiraționiste și ale grijilor nefondate și să privim către Domnul Iisus Hristos. Din acest moment îl observăm pe Iacov că nu se mai gândește niciodată la ceea ce ursesc ceilalți pentru el, ci întotdeauna se încrede în Domnul Iisus Hristos și cu speranța aceasta merge mai departe alt. De asemenea, cea de-a doua lecție pe care o întâlnim la Betel în experiența lui Iacov are în vedere un alt lucru pe care el îl poruncește casei lui să-l facă. Și anume, după ce Iacov le cere să scoată Dumnezeii străini din casele lor și să-i îngroape, Iacov cere familiei sale să își curățească și să schimbe hainele. Un aspect foarte interesant, care cred eu că are mult de a face cu experiența prin care noi trecem astăzi. De ce vă spun lucrul acesta? La o primă vedere, pare ceva nesemnificativ faptul că Iacov cere casei sale să curățească și să schimbe hainele. Însă atunci când încercăm să înțelegem în profunzime simbolistica acestui gest, vom putea să înțelegem mai mult și mult mai profund lucrurile acestea. De ce? Ce înseamnă haina? Uitați-vă în jurul dumneavoastră și veți vedea faptul că haina, de fapt, definește cine suntem noi cu adevărat. Este suficient să deschidem televizorul și să vedem un jucător de fotbal îmbrăcat
în echipamentul specific echipei pentru care joacă. De ce? Pentru că văzând echipamentul și hainele în care acea persoană este îmbrăcată, știm exact cu ce se ocupă și la ce echipă joacă. Mai mult decât atât, fiecare domeniu al existenței noastre presupune un anumit tip de a ne îmbrăca. De exemplu, atunci când mergem la lucru și lucrăm în construcții, orice muncitor în construcții are un anumit echipament care trebuie să potrivească cu tipul său specific de lucru. De asemenea, altcineva care este șofer se îmbracă într-un anumit fel sau cineva care lucrează la birou sau în alte domenii se îmbracă într-un anumit fel. Polițistul pe stradă are o anumită uniformă și rând pe rând toate domeniile vieții presupun un anumit fel de a ne îmbrăca. Ce înseamnă lucrul acesta? Îmbrăcămintea noastră vorbește despre felul nostru în care lucrăm. Atunci când Iacov a schimbat hainele sale, de fapt a fost o decizie radicală de a schimba felul său de a se raporta la viață și a gestiona lucrurile de zi cu zi. Iată că până în momentul acesta al experienței Betelului, îl găsim pe Iacov fiind gata prin istețimea lui să rezolve toate problemele din viața lui. Atunci când află despre tatăl său că încearcă să ofere binecuvântarea lui Esau, Iacov aplică propria sa metodă, omoară un animal, îi ia blana, o pune în jurul mâinilor sale, ia hainele lui Esau și în felul acesta îl păcălește pe tatăl său. Atunci când Iacov urma să se întâlnească cu fratele său Esau, care l-a amenințat cu moartea, știe cum să procedeze și trimite daruri după daruri după daruri ca să îmbuneze inima acestuia. Însă, de fiecare dată când Iacov aplică propriile sale metode în rezolvarea problemelor, cu aceeași monedă îi se și răspunde. De câte ori Iacov a înșelat, de atâtea ori la rândul său a fost înșelat și el. Însă, observăm după experiența aceasta a Betelului o schimbare radicală în viața lui Iacov. Pentru că dacă până atunci Iacov se numea înșelătorul, din momentul acesta Iacov se numește cel ce luptă cu Dumnezeu. Dacă până atunci Iacov alegea să-și ducă luptele prin propria sa istețime și prin propriile sale planuri pe care le concepea el cu mintea lui, din momentul acela Iacov alege să se lupte prin puterea lui Dumnezeu și să lase pe Dumnezeu să lupte pentru el. Nu știu ce ați învățat dumneavoastră din criza aceasta prin care trecem. Însă, înainte de pandemia de coronavirus, de multe ori încercam să rezolvăm problemele vieții noastre prin propriile noastre metode și prin propriile noastre puteri. Și așa se face că ori de câte ori cineva ne greșea, răspundeam cu aceeași monedă. Întâlneam invidii, întâlneam competiții, întâlneam vorbire de rău, întâlneam dorința aceasta de întâietate și multe alte lucruri de felul ăsta. Dacă toate aceste feluri de a ne trăi viața nu le îngropăm în această pandemie, vom ieși aceiași oameni, ba chiar mai rău decât am fost înainte. Cred că această criză prin care trecem este un bun prilej de a da un restart vieții noastre și a ne îmbrăca cu noi haine de lucru. Ce frumos ar fi ca din această criză să ieșim oameni care să ne iubim aproapele, să lăsăm la o parte competiția, să încercăm să răspundem cu bine atunci când suntem întâmpinați cu rău. Am stat de vorbă cu mai mulți dintre dumneavoastră și ceea ce mi-a atras atenția a fost gândul acesta pe care mulți mi l-ați transmis, și anume că abia aștepta să se deschidă bisericile și nici nu mai contează problemele care erau înainte, conflictele pe care unii le aveau cu alții sau faptul că unii oameni purtau râcă împotriva altora,
Și gândul pe care cu toții mi l-ați transmis este că lucrurile acestea sunt neînsemnate în comparație cu părtășia de care putem să ne bucurăm atunci când ne vom întâlni unii cu alții. Ce frumos ar fi să îngropăm în criza aceasta de pandemie hainele și metodele prin care rezolvam problemele în trecut și să îmbrăcăm noi metode prin care să începem un nou fel de a trăi. Din momentul acesta al Betelului, Iacov devine un alt om, pentru că felul său vechi de a rezolva problemele a fost îngropat acolo. Și Iacov a adoptat un nou fel de a trăi. Și mi-aduc aminte de secvența în care Iacov, după o noapte întreagă în care prin propriile sale puteri s-a luptat să rezolve o problemă, dimineața se prinde cu mâinile sale de îngerul care venise să-i dea salvare și spune: nu te lasă pleci până când nu mă vei binecuvânta. Și gestul pe care îl face îngerul, îmi doresc din toată inima să fie gestul pe care și noi să-l simțim în viața noastră. Îngerul Domnului îi schimbă numele din înșelător în cel ce luptă cu Dumnezeu. Din metoda sa omenească de rezolvare a problemelor în metoda dumnezeiască de rezolvare a lor. Cel de-al treilea lucru pe care aș dori să-l subliniez în contextul acesta al ieșirii cu bine din carantină are în vedere un ultim gest pe care Iacov îl face. După ce el cere familiei sale să îngroape dumnezeii străini, adică să îngroape gândirea lor negativă și dumnezeii aceștia ai temerii, după ce Iacov le cere să își spele hainele și să și le schimbe, cu alte cuvinte, renunță la felul său vechi de a rezolva problemele și reîncepe o nouă viață, cel de-al treilea lucru pe care Iacov îl spune familiei sale că dorește să-l facă este acela de a construi un altar. Și în versetul 3 din Geneza capitolul 35 citim: să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Este interesant faptul că nu e suficient să îngropi dumnezeii străini. Nu e suficient să schimbi hainele, ci trebuie să construiești ceva în locul acela. Și Iacov construiește un altar Dumnezeului său. Ce înseamnă de fapt acest altar? Este de fapt locul central pe care Iacov îl oferă în viața sa lui Dumnezeu. El își dă seama că atâta timp cât renunță la celelalte lucruri, trebuie să pună ceva în loc și el îl pune pe Dumnezeu. Nu știu ce ați avut sau ce aveți dumneavoastră pus în centrul existenței dumneavoastră. Însă ce frumos ar fi ca după această criză, locul central al vieții noastre să-l conferim și să-l oferim lui Dumnezeu. Iacov și-a dat seama că de ajuns cu atâta suferință care a fost cauzată din cauza faptului că în centrul vieții lui era lăcomia, era dorința sa de întâietate, era dorința sa de a ieși indiferent de consecințe primul, și Iacov alege să schimbe și să-l pună în centru pe Dumnezeu. Ce frumos ar fi să construim și noi acest altar în mijlocul vieții noastre. Dar ceea ce aș dori să subliniez este faptul că altarul lui Dumnezeu nu poate să fie așezat în centru atâta timp cât în viața noastră mai sunt alți dumnezei pe care încă îi păstrăm. Iacov a trebuit să îngroape toți ceilalți dumnezei, a trebuit să spele hainele și să și le schimbe pentru ca după aceea să poată să construiască altarul lui Dumnezeu în mijlocul vieții lui. Și este interesant faptul acesta că Iacov nu construiește oriunde acest altar, ci îl construiește la Betel, locul care înseamnă cetatea lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu. Haideți să construim și noi în inima noastră un locaș al lui Dumnezeu care să ne dea un restart vieții, să începem o nouă viață, la fel cum Iacov și-a început o nouă viață alături de Dumnezeu.
Sunt trei lucruri pe care aș dori să le subliniez în momentele acestea din experiența lui Iacov, care cred eu că ne va ajuta și pe noi să începem o nouă viață și să dăm un nou restart vieții noastre după această criză de coronavirus. 1. Haideți să îngropăm dumnezeii fricii și dumnezeii felului vechi al nostru de a trăi. Dumnezeul conspirațiilor, Dumnezeul care vede în planurile celorlalți numai planuri rele și aduce temere. Haideți să îngropăm acești dumnezei ai temerilor și ai conspirațiilor și să punem în centru pe Dumnezeul speranței, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos care e gata să vină și care este în centrul istoriei și care ține în mâna sa hățurile acestei istorii. Cel de-al doilea gând pe care aș dori să-l subliniez are în vedere spălarea și înlocuirea hainelor noastre, ale metodelor vechi de a lucra și a rezolva problemele și a adopta metoda aceasta a lui Hristos prin care Dumnezeu luptă pentru noi. Iar cel de-al treilea gând pe care îl învățăm de la Iacov are în vedere altarul pe care el îl construiește în centrul vieții lui. Haideți să construim noi obiceiuri în viața noastră și să-L punem pe Dumnezeu zi de zi în centrul existenței noastre. Numai în felul acesta, frații mei, omul vechi va muri și această șansă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o se va vedea și va fi productivă în viața noastră. Haideți să dăm un nou start vieții noastre, să lăsăm la o parte metodele vechi și rele pe care le foloseam în a trăi zi de zi și care ne-au adus atât de multă suferință și să începem o nouă viață plină de bucurie, plină de optimism și speranță alături de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și așa cum l-a binecuvântat pe Iacov, să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin.